Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Și acum să vorbim despre trăsăturile corpului uman, cum spunem acest lucru în limba germană. Beschreibung des menschlichen Körpers. Beschreibung des menschlichen Körpers înseamnă descrierea corpului uman. Știm care sunt aceste trăsături ale corpului uman. Să începem cu niște cuvinte cu care vom face ulterior propoziții. Să vedem primul cuvânt. Groß. Groß înseamnă înalt. Klein. Klein înseamnă scund. Dünn. Dünn înseamnă slab. Fett. Fett înseamnă gras. Schön. Schön înseamnă frumos. Hässlich. Hässlich înseamnă urât. Kräftig. Kräftig înseamnă musculos. Blind. Blind înseamnă orb. Taub. Taub înseamnă surd. Lahm. Lahm înseamnă șchiop. Și acum să vedem și propozițiile cu cuvintele pe care le-am învățat. Der große Mann ist der Anführer. Der große Mann ist der Anführer. Care înseamnă bărbatul cel înalt este liderul. Este conducătorul. Anna ist eine schöne Frau. Anna ist eine schöne Frau. Anna este o femeie frumoasă. Der blinde Mann will die Straße überqueren. Der blinde Mann will die Straße überqueren. Înseamnă orbul încearcă să traverseze strada. Daniel ist zu fett für diese Hose. Daniel ist zu fett für diese Hose. Daniel este prea gras pentru acești pantaloni. Dora ist klein, dünn und hat grüne Augen. Să repetăm. Dora ist klein, dünn und hat grüne Augen. Ceea ce înseamnă Dora este scundă, slabă și are ochii verzi.